Dumnezeu, iubiți frați și surori, o rugăminte am să ascultăm citirea Cuvântului, ridicați pe picioare. Este vorba de Cartea Geneza, capitolul 22. Voi citi primele 9 versete. Este vorba de cunoscutul capitol despre jertfirea lui Isaac. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam și i-a spus: Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ca ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avraam s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgaș și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avraam a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, i-a zis: tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru ardere de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care le spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Deși este un text despre jertfă, despre lemne și cuții, despre foc, nu trebuie să ne speriem, pentru că va fi un mesaj cald. Va fi un mesaj blând. Pentru că suntem la o zi de sărbătoare, este și cina Domnului și este și mare bucurie în familia lui George și Rebecca și în Biserica Domnului, în loc, și dorim ca Domnul să toarne peste noi toți binecuvântările pe care le-a rezervat pentru dimineața aceasta și pentru întreaga zi. Dumnezeu întotdeauna binecuvești bune pentru noi. Poate că nu înțelegem noi întotdeauna anumite lecții și privim un pic supărați sau înfruntați spre El. Dar Dumnezeu întotdeauna ne dorește binele. Niciodată nu ne vrea răul. În orice ocazie oferită de El, ori învățăm ceva, ori primim ceva, ori mai creștem puțin de El, ori ne apropiem mai mult de Dumnezeu, ori ne apropiem mai mult de semenii noștri, ori înțelegem mai mult iubirea lui Dumnezeu. Și în această dimineață, Domnul, cu siguranță, dorește să ne vorbească și să ne transmită binecuvântările sale, slăvit să fie El. Amin. L-am cunoscut-o mai întâi pe Rebecca, după aceea pe Rebecca plus George, după aceea au început să vină în casa lor binecuvântările promise de Dumnezeu și ne-am bucurat întotdeauna când am avut părtășie împreună cu ei, familia lor. Iată că și în ziua de astăzi ne bucurăm împreună cu ei și cu noua binecuvântare pe care Domnul le-a rânduit-o, Ruth Deborah, și dorim ca Domnul să lăse peste ea binecuvântarea pe care El o are rezervată. Iubesc frate și surori, știm și privim la Dumnezeu și privim la copiii noștri. Fiecare dintre noi, venind pe pământul acesta, avem un rol, un scop pe care Domnul ne l-a rânduit și se bucură zi de zi alături de noi cum vede cum progresăm, cum înaintăm și cum din ce în ce mai mult ne înțelegem rolul. De aceea noi chemăm puterea, mâna, binecuvântarea lui Dumnezeu peste copiii noștri, ca ei să îndeplinească rolul lor pe care l-au din partea Domnului. Ori Domnul ne socotește pentru El, mai degrabă colaboratori, tovarăși, prieteni chiar. Nu suntem niște obiecte ale capriciilor sale, nici de cum, ci suntem săpați în palmele Lui. Noi suntem cei ce, pregătiți de Dumnezeu, primim zi de zi dragostea pe care El ne oferă. Și dacă ne-a rânduit acești copii, ne rânduiește ca noi să ne bucurăm, să ne uimim de ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru ei. Așa ne rânduiește Dumnezeu. Important este ca și părinți să ne îndeplinim și noi rolul pe care l-am primit din partea Domnului. Copiii, privind la noi ca și părinți, privind la George ca și tată, copilul său, privind la noi ca și tată al lor, copiii noștri,
ei fac în mintea lor o anumită asemănare a cerului cu noi, ca și preot al casei, și vor să vadă în noi ceea ce le spunem noi că este în cer. Avem o mare responsabilitate, dragi tați, dragi părinți, și anume să aducem ceva din cerul lui Dumnezeu în viața noastră, în atitudinea noastră, în comportamentul nostru. Că dacă le vorbim copiilor despre Dumnezeu și despre frumusețele de acolo, ei ar vrea să le vadă începând de aici. Și aș dori așa de mult ca Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe noi toți. Să avem în noi binecuvântările Domnului din cer. Noi prin rugăciune, noi printr-o viață trăită curat, înaintea lui Dumnezeu. Domnul ne binecuvântează în felul acesta. În această dimineață avem această bucurie. Și noi știm din Sfânta Scriptură ce însemnătate au numele acestea biblice pe care noi, cu atâta drag, le punem copiilor noștri. Ne amintim din Sfânta Scriptură cine a fost Rut, cine a fost Rut Debora. Apoi, atunci să ne gândim cine este Rut Debora. Ar trebui, nu-i așa, să ne așteptăm ca Domnul să toarne peste ea binecuvântări specifice, binecuvântări deosebite, ca de altfel peste toți copiii noștri pe care noi îi aducem înaintea lui Dumnezeu. Am citit textul acesta pentru a căuta să înțelegem ceva. Eu nici acum n-am înțeles bine. Mă frământ de ani și de ani și de ani și de ani de zile și nici acum n-am înțeles bine. Dar încă mă lupt și încă mă zbat. Și asta facem noi. Căutăm să pricepem mai bine. Căutăm să învățăm mai mult. Cine dintre noi ar putea să spună că la 40 de ani știe totul? Atunci la 45 ce mai știe? Dacă la 40 știe totul. Noi cu cât înaintăm în viață știm mai mult. Noi așa progresăm. Ne însușim mai multe cunoștințe. Înțelegem mai mult despre Dumnezeu. Întărim prietenia noastră cu El. Venim mai repede la pocăință și ne aruncăm înaintea Lui. Pentru că știm că ne-a iertat și data trecută când am greșit. Și venim acum înaintea Lui să ne elibereze de povara aceasta, de durerea aceasta de care era chinuit David odată. Ori în această dimineață căutăm, dragi părinți, să înțelegem mai mult despre ceea ce Dumnezeu dorește să ne învețe, cum să ne bucurăm împreună cu copiii noștri, cum să ne bucurăm văzându-i crescând și văzându-i pe copiii lor aliniindu-se la voia lui Dumnezeu, apropiindu-se de Dumnezeu, dar în dragoste, dar înțelegând că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor. De ce spun lucrul acesta? Am citit pasajul acesta doar pentru a ajunge la versetul 9, unde m-aș fi oprit. Când au ajuns la locul pe care îi spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. De aceea am spus că nici acum nu știu bine. Adică, cum s-a desfășurat ceea ce s-a desfășurat acolo? Cum te-a reușit Avraam, care avea o anumită vârstă, să-l apuce, să-l prindă pe fiul său și să-l pună pe altar și să-l lege? Cum s-a desfășurat? Deci, cum a ajuns el la înțelegerea aceasta? Ori el a fost o persoană din aceea prea musculoasă și a reușit forța să-l lege acolo, ori a vorbit întâi cu el și l-a convins să se așeze pe altar și să-l lege, nu știm nici acum exact cum s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat acolo. Dar de ce s-a lăsat el legat pe altar? Tot în legătură cu Avraam, spunea Domnul odată, să ascunde oare de Avraam lucrul acesta? Și spunea, nu o să ascund, pentru că eu știu pe el, zice, și știu că el va porunci copiilor lui ca să urmeze căile mele. Iarăși am ajuns în aceeași dilemă, ca și aici în versetul 9. Cum adică el va porunci copiilor lui ca să urmeze calea Domnului? Păi ar fi foarte simplu dacă ar fi așa, nu? Eu, prin ajutorul Domnului, m-am căsătorit, nu-i așa? Mi-a dăruit copii și eu le poruncesc să urmeze calea Domnului și urmează calea Domnului. Ce frumos și simplu este, nu-i așa? Cum le va porunci să urmeze calea Domnului? Cum a reușit să-l lege pe altar? Vedeți dumneavoastră? În felul acesta, ajungem noi să ne bucurăm de copiii noștri? Ajungem noi să ne bucurăm de supunerea și de ascultarea copiilor noștri? Dacă ei văd în noi oameni demni, de încredere,
încât să poată asculta de noi, încât să se poată supune nouă. Altfel, ce facem? Trimitem un bilet aici și spunem să ne rugăm pentru copilul meu, pentru că a devenit un răzvrătit, un nesupus, care n-ascultă și care nu vrea să urmeze calea Domnului. Păi nu i-ai poruncit să urmeze calea Domnului? Ba da! Și totuși nu urmează. Și de aceea spun că încă mă lupt și încă mă frământ și cu toții ne frământăm și cu toții ne luptăm să înțelegem mai bine rolul de părinte, rolul de bunic, dacă este cazul. Acum și bunicii mai nou au devenit un fel de părinți pentru cei mici. Și este bine și este frumos să îngrijească pe nepoții cu atâta drag, cu o dragoste dublă. Au avut dragoste de copii și acum au dragoste de nepoți. Dar Domnul dorește ca binecuvântările Lui să poată veni peste viețile copiilor noștri, folosindu-ne și pe noi ca intermediari, ca și părinți. De aceea rolul nostru este imens. Să putem să devenim acei părinți, așa cum a fost Avraam la timpul lui, încât copilul nostru să asculte de noi, să se supună. Și acum o să rostesc ceva ce n-am spus niciodată. Dacă tatăl meu mi-ar fi spus să pun capul pe trunchi, îl puneam. Pentru că știam că știe ce face. Atâta încredere aveam în el. Dacă îmi spunea să fac ceva, făceam. Și dacă eram la școală și făceam ceva și copiii spuneau, păi da, noi facem altfel, tu de ce faci diferit? Pentru că așa mi-a spus tatăl meu și sunt convins că ceea ce el spune este bine. Aceasta înseamnă pe undeva să poruncești copiilor. Să reușești prin legătura pe care tu ca părinte, ca și tată, ca și mamă, ți-o formezi cu fiica, cu fiul, să reușești prin modul. Nu este ceva matematic. De la A la Z. Doar așa se poate face. Nu! Pentru că și noi suntem diferiți. Ca și personalitate, temperamental, și copiii noștri sunt diferiți. Poate cu un copil urmează un tipar, cu celălalt alt tipar. Important este să găsesc metodele și căile potrivite în a ajunge la acea legătură, eu cu fiul meu, eu cu fiica mea, încât să nu-i fie rușine într-o mulțime de oameni să spună este mama mea. Că am trăit momente când un prieten, un coleg, căuta să se mascheze, să se ascundă, să nu recunoască că cel de dincolo de pe trotuar este tatăl lui. Ori, iubiți frați și surori, rolul nostru este imens. Să reușim prin atitudinea noastră. Să reușim prin legătura pe care noi o formăm în familie. Copiii noștri să poată susține sus și tare, în orice mediu și la orice vârstă. La școala generală, clasa 4, clasa 7, la facultate și mai târziu. Atunci când vor avea familiile lor să zică, mamă, vreau să iau o decizie, dar știi de ce te-am sunat? Că aș vrea să-ți cer părerea. De ce? Pentru că părerea ta, mama, a contat întotdeauna pentru mine. Și nu numai că a contat, dar am văzut că așa cum m-ai învățat tu, a fost foarte bine. Așa cum mi-ai spus tu să fac, n-aș fi reușit eu niciodată. Și la orice vârstă, fiul nostru, fiica noastră, să poată să vorbească cu onoare despre noi și cu fruntea sus, cum zicem noi. Și oricând se vor pune pe genunchi sau vor înălța un cuvânt de mulțumire către Dumnezeu, să-L spună apăsat, să știe și să înțeleagă și să trăiască. Iar în momentul când rostește un cuvânt pentru părinți de mulțumesc, să-L spună. Deci mulțumesc cu ăla, să fie mulțumesc. Nu să fie doar ca să auzim noi. Pentru că din nebăgare de seamă, din neveghere, n-am avut o atitudine potrivită. Nu ne-am comportat cum trebuie. Iar ei să aibă îndoieli cu privire la noi. Dați-vă seama ce se întâmplă. Și știu un caz în acesta. La școală. Copiii. În pauză. Sau au ieșit la joacă. Unul zice, eu trebuie să merg acasă. Pentru că la ora aceasta mi-au spus părinții să merg. Oh. Dar pe noi ne lasă tatăl nostru să ne jucăm mai mult. De ce nu rămâi și tu cu noi? Dacă relația acestui tânăr, care știe că trebuie să ajungă la ora cu tare acasă, este îndoielnică cu părinții, va fi tentat să rămână cu ceilalți. Și cine știe ce se poate întâmpla. Dar dacă atitudinea lui față de părinți este una corectă și bună, și dacă el, din relația reușită,
a lui cu părinții lui. Reiese că el trebuie să fie la ora putare acasă. Pentru că părinții ce spun este bine, este cel mai bine pentru el, el va merge acasă la ora putare. Nu mai spun de alte cazuri mai grave care se întâmplă în lumea noastră. Și noastră le știți. Lucrăm cu aceste mai ușurele, cu aceste mai micuțe. Ca să înțelegem că de aici, de la vulpele mici, de la lucrurile aceste mărunte, se poate ajunge la niște adevărate tragedii. Dar mesajul în această dimineață nu este unul foarte scufos, foarte complicat. Ce anume? Dumnezeu este Cel ce are un plan cu fiecare dintre noi. Plan de binecuvântare. El spune că ne-a pregătit un viitor și o nădejde. Nu găsim nimic ce se îndreaptă spre noi negativ, ceva rău, ceva... Nu! Din partea lui Dumnezeu vedem numai lucruri bune, lucruri minunate, lucruri deosebite, lucruri speciale. Suntem veniți în lumea aceasta special. Iubiți frați și surori, este posibil ca noi să nu ne fi trăit în totalitate viața așa cum vrea Dumnezeu. Rețin că odată un frate în vârstă spunea așa, că zburau îngerii pe lângă camerele de cadouri pe care le avea Dumnezeu pregătite pentru pământeni, pentru copiii lui. Și erau acolo într-o cameră multe pachete frumoase, legate cu fundiță, cum știm noi să le facem. Și îngerii zburau pe acolo și plecau cu câte un pachetel pe pământ și luau doar pachetele mici. Și îngerii, unul dintre îngeri care privea ce se întâmpla acolo, mirat, a spus, dar de ce ducem noi pe pământ numai pachete din acestea mici? Și răspunsul a fost, pentru că oamenii nu le cer pe celelalte mari. Trebuie să așteptăm lucruri mari din partea lui Dumnezeu pentru noi și pentru copiii noștri. Trebuie să așteptăm lucruri mărețe din partea lui Dumnezeu pentru noi și pentru copiii noștri. Vremurile mărețe de pe timpul lui Iosif, de pe timpul lui Gedeon, n-au apus. Nu. Așa cum a fost atunci un Iosif, un Gedeon, așa cum a fost atunci cineva cu numele de Rut, cineva cu numele de Debora, și în zilele noastre Dumnezeu are și vrea să aibă din ce în ce mai mult oameni speciali, oameni deosebiți ai Lui. Pe care să-i îmbrace într-un mod special. Pe care să-i abiliteze într-un mod deosebit. Ori noi avem rolul acesta. Să primim din partea lui Dumnezeu binecuvântările pe care El le are pentru noi copiii, pe care noi cu atâta drag îi primim. Ați văzut, râdem pe drum cu ei în brațe. Ne bucurăm așa de mult de ei. Dar în același timp, mesajul din dimineața aceasta se îndreaptă spre noi ca și părinți, și anume, să ne îndeplinim bine rolul pe care îl avem din partea Domnului. Să reușim prin relația noastră individuală cu Dumnezeu, să coborâm din partea Lui ceea ce El are pregătit pentru noi. Strălucirea aceea, dacă aș putea spune așa în ghilimele, peste noi, peste viața noastră, în așa fel încât copiii noștri să fie determinați la a asculta de, în ghilimele spus, de porunca noastră, de sfatul nostru, de îndemnul nostru, de linia pe care noi dorim să le trasăm. Altfel, vor primi cu îndoială. Altfel, vor fi derutați când vor vedea că alți copii, alți colegi, alte colege au alt tipar, alt model de de viață. Ori copiii noștri trebuie să aibă tipare de viață solide. Trebuie să iasă din casa noastră cu un bagaj de cunoștințe solid. Trebuie să știe să-L spună pe da, trebuie să știe să-L spună pe nu. Trebuie să știe de ce fac așa și nu altfel. Ori numai în felul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reuși. Și încă un amănunt mai adaug ce anume. Oricât vom fi noi de abilitați, ca și părinți, oricât de multe cunoștințe vom avea, oricât de frumos ne-am comportat cu ei, întotdeauna să recunoaștem și să știm și să spunem cum este cântarea aceea cu Harul. Este Harul lui Dumnezeu. În conversațiile noastre, să nu apăsăm niciodată așa de mult accelerația. Că sunt priceput și am știut cum să-mi educ copiii și am știut cum să-i cresc. De aceea ai mei sunt așa și ai tăi nu. Deodată mai auzi o discuție de genul acesta. Care n-ar trebui să aibă loc, n-ar trebui să existe. Dar, întotdeauna, este vorba de Harul lui Dumnezeu. Este vorba de bunătatea lui Dumnezeu. Este vorba de îndurarea lui Dumnezeu. Și este vorba de noi, care suntem ca și un vas, chemat de Dumnezeu, să fie un vas de cinste. Ori dacă suntem un vas de cinste, este meritul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. În această dimineață aș dori ca Domnul să continue să dorească binecuvântările sale, poporului adunat în numele Domnului Iisus Hristos și din toată inima doresc ca slujba în continuare să se desfășoare sub călăuzirea Duhului Sfânt, iar bucuria Domnului să ne fie dăruită fiecăruia în parte, iar inima noastră să se bucure căci Domnul, prin prezența Lui, binecuvintează poporul Său. Amin. Amin.